În curând începe o nouă ediție a interviurilor Mediaș News cu Mircea Hodârnău. Salutare și bine v-am regăsit la interviurile Mediaș News. Avem o ediție înregistrată astăzi cu cei de la Code Warriors, o grupă de tineri care, iată, sunt la a treia întâlnire cu interviurile Mediaș News și de fiecare dată am avut tot parte de alți componenți acestui grup de tineri elevi de la Liceul Ștefan Ludwig Roth, care se ocupă de robotică. În seara asta avem numai puțin de 8 membri ai acestei echipe. Începem cu Alexandra, Mara și Bogdan. Servus! Bună seara! Bună seara! Mă auziți? E ok? În regulă? Toată lumea pregătită pentru interviu? Da. Așa, dacă voi sunteți trei acolo, uite, e singurică Dana, dar o salutăm și pe ea, servus. Bună seara. Așa. Sorin și Eric sunt și ei pe fază. Bună seara. Și mai avem o echipă, e vorba de Raul și Alex. Așa. Ei sunt cei care în această seară o să fie invitații mei la interviurile Mediaș News Blog și o să începem să discutăm. În minutele următoare am pregătit și niște fotografii, o să ne spune ei despre ce e vorba, dar rămânem deocamdată doar cu Alexandra, Mara și Bogdan să discutăm despre cum ați intrat voi în 2023 și cam ce ați pregătit în vacanța care a trecut. Și am văzut, uite, chiar acum câteva ore, să mă uit pe Facebook-ul vostru, aproape 24 de ore în urmă, a spus alte noutăți, e vorba de un eveniment din 13 februarie. Dar, Bogdane, am înțeles că tu trebuie să spargi gheața, așa, ești între două, nu te plouă. Bun. Cum ați început voi 2023? Am început foarte bine, ne-am organizat să terminăm modelul de robot și să putem începe programarea lui, să o finalizăm, fiindcă se apropie etapa regională. Și în vacanță, cum ați petrecut cu Code Warriors? Lucrând individual sau în echipă? Am lucrat în echipă și înainte eu am proiectat diferite piese care au fost printate și ulterior le-am mai modelat, le-am mai schimbat în funcție de cerințele pe care le aveam. Bun, dar pot să ne prezinți, chiar mă gândeam acum înainte de interviu, când veneam spre casă și mă gândeam la Arthur și la Bumblebee sau care au fost primii roboți cu care Code Warriors a intrat în luptă. Vă mai țineți minte cu colegii voștri din anii anteriori? Noi la poate momentul... Poate le spune, uite, Dana, pentru că sunteți voi echipa de PR, nu? Așa, cu voi să discutăm în prima parte a interviului. Ok, continuă că te-am întrerupt. Îmi pare rău. Am vrut să intervin eu pentru că ei sunt membrii noi. Ei s-au alăturat echipei doar sezonul acesta și poate nu au atât de multe cunoștințe despre roboții din alte sezoane. Nici noi nu putem spune că suntem foarte familiarizați pentru că am intrat în echipă în 2020, dar poate, nu știu... Legat de roboți, ar trebui totuși departamentul de mecanică să vorbească mai multe. Noi doar Cine se ocupă de departamentul de mecanică? Sorin și Eric. Sorin și Eric. Bun, hai să introducem în discuție atunci. Ok, mecanicilor, voi sunteți cu robotul, nu? Da. Da. Pe cei doi roboți anteriori i-ați studiat? I-au prezentat colegii voștri din anii anteriori? Noi am făcut cunoștință doar cu cel de-al doilea robot,
primul robot nu am apucat să-l vedem, nu știm cum a fost. Dar cum s-a, cum s-a numit? Cum s-a numit? Prima a fost Arthur sau al doilea a fost Arthur? Chiar nu știu. Nu mai știu nimic de ok, bine. Hai să trecem peste. Bine, nicio problemă. Așa. Da. Ne-au arătat doar cel de-al doilea robot din al doilea sezon. Ne-au arătat fiecare sistem, cum fiecare ce făcea. Ca să ne facem și noi o idee cam cum ar trebui să facem pe viitor roboții, ce sisteme am putea folosi. Atâta ne-au despre roboții anteriori. Mm-hmm. Și anul acesta, cum ați pregătit robotul? Care a venit cu ideea, cu numele? Sau cei care organizează competiția v-au impus ce fel de robot trebuie să construiți? Ce să facă el? Sezonul acesta avem diferite task-uri de făcut. De exemplu, avem acest con. Trebuie să-l prindem cu un clește și să-l ridicăm la înălțime de aproape un metru și să-i dăm drumul pe o țeavă. Și am trecut prin diferite variante ale robotului anul acesta. Trei variante am făcut. Prima variantă se extindea cu ajutorul unui mecanism cu glisiere cu fir. Al doilea era un braț care se rotea la 360 de grade. Și acum, la al treilea și la ultima variantă a robotului, am folosit un scissor lift care se ridică cu ajutorul unui mecanism prin înșurubare. Și fiind foarte compact, că vă arăt robotul. Ok, hai să-l vedem. Robotul este foarte compact și cu acest sistem reușim să ne ridicăm la înălțimi foarte mari. Da, poți să-l mai ții un pic, poți să-l mai ții un pic acolo. Da, sigur, acum ridicăm și vi-l arăt și ridicat. Ok. Un pic. Și această variantă am ales-o deoarece este una foarte rapidă și eficientă. Reușim să punem foarte multe conuri în timpul meciului. Acum vă arătăm cum se ridică. La ce înălțime trebuie să se ridice? Trebuie să se ridice undeva la 90 de centimetri. Dar se poate ridica chiar și la un metru și 20 aproape. Mm-hmm. Este suficient de înalt. Ok, văd că îți face treaba foarte bine. L-ați, da, foarte bine. L-ați pus la muncă. Ați făcut un brainstorming? Cum se numește robotul vostru? Încă nu ne-am gândit la un nume pentru robot. Păi de ce? Păi asta, sau departamentul de PR trebuia să facă chestia asta, nu? Nu neapărat, toți nu? Ne-am putea gândi, dar că nu am găsit încă unul pentru el. Poate găsim în seara aceasta. Da, dacă ar fi să-i dai, uite, e task-ul tău în seara asta, până când se termine interviul, să vii cu un nume pentru robotul ăsta, care e total diferit de ce am văzut eu până acum în interviurile anterioare. Tu cum ai ajuns să faci parte din Code Warriors? Am participat în vara acestui an la întâlnirea pe care a organizat-o colegii mei mari și în urma unor probe, dacă aș putea numi așa, am fost aleasă să fac parte din echipă. Care a fost cea mai grea probă pe care ți-au dat-o ca să vadă dacă ești pregătită sau nu să intri în Code Warriors? Să scriu descrierea șasiului a fost o probă destul de grea. Și care mai sunteți noi din seara asta? Și eu sunt din 3D. Și eu, da? și Eric și Raul. Și Eric și Raul. Bun, hai să vedem, să întrebăm pe Eric și Raul. Ok, dacă și voi sunteți young bloods, cum spun americanii, deci proaspeți boboci la Code Warriors. Dacă pentru Dan a fost proba cu descrierea șasiului, ce v-a dat vouă de bătăi de cap la examenul ăsta de intrare? Păi, aș vrea să încep eu. A fost, nu a fost o probă grea, ci a fost ideea de a lucra împreună și a veni cu idei pentru a construi un robot de la zero.
Și a fost foarte, foarte interesant că colegii mai mari ne-au lăsat să ne gândim noi și să venim noi cu idei și nu ne-au prea ajutat. Mai mult noi în echipă, noi ar trebui să construim robotul fără ajutorul lor. Numai le ceream sfaturi și cu ajutorul acelor sfaturi reușeam să facem la robot, să îl construim. Raul și Eric, pentru voi, care a fost proba cea mai grea? Proba cea mai grea pentru mine a fost concursul de 72 de ore, în care am avut de programat robotul 72 de ore. Și cum eram noi, a fost destul de stresant, mai ales pentru că era o probă și nu prea ne ajutau cei mai mari. Și a trebuit să încercăm să ne dăm noi seama. Băi, da, asta, 72 de ore sunt multe. Cum ai stat tu treaz? Sau cum ați stat voi treaz timp de 72 de ore? Chiar tot timpul trei. Da? Nu? Am petrecut zilele, am făcut și 12-13 ore stat în laborator. Și Raul, tu, pentru tine? Acum am vorbit. Așa, ok, bun. Eu mă iau aici după numele scris, după ordinea numelor. Deci, Alex, pentru tine? Pentru mine nu a fost așa de greu, deoarece eu am mai fost încă 3 ani în acest concurs. Eu am încercat să-i ajut pe partea de programare și cât de mult am putut și să încerc să-i fac să înțeleagă cum funcționează acest limbaj nou pe care ar trebui să-l învețe în 72 de ore, ceea ce a fost destul de greu. Alexandra, dar pe tine ce te-a atras la Code Warriors? Pentru că știu că ești implicată și în bun, pe bază de arte plastice și ai mai multe hobby-uri, să-i spunem așa. Da, sigur că da. Code Warriors m-a atras pentru echipă, că suntem toți împreună și pentru că se strâng mulți oameni să facă un lucru, să participe la un concurs. Asta mi-a plăcut foarte mult, m-a atras concursul în sine, dar și echipa, ținând cont că este prima echipă din Mediaș. Dar la probe pot să zic că mi-au plăcut foarte mult evenimentele la care trebuia să mă gândesc, să le organizăm, așa. Dar și, bineînțeles, pentru a putea participa la acest concurs a trebuit să căutăm și sponsori. Și, bineînțeles, pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor sponsorilor noștri și, bineînțeles, și primăriei din Mediaș. Mulțumim pentru efortul și susținerea depusă. Ok, hai să o introducem și pe Dana. Tu, tot pentru sponsorizări? Sau care este task-ul tău la PR? Sau tu scrii proiectul, nu? Da, eu mă ocup mai mult de scrierea catului tehnic, însă ajut și în organizarea evenimentelor și în găsirea sponsorilor. Care e cea mai grea chestie din asta, cu sponsorii sau cu scrisul? Găsirea sponsorilor este printre cele mai grele lucruri. Bun. Am pregătit niște, i-am cerut Alexandrei niște fotografii. Hai să arătăm aici așa și prima. Să vedem, ok, de la ce eveniment este și hai să discutăm un pic cam ce văd cei care ne privesc acum. Această fotografie este de la al doilea eveniment din acest sezon și anume Noaptea Cercetătorilor. Am participat la acest eveniment, am fost invitat la acest eveniment pentru a le prezenta altor oameni din Sibiu ce facem noi, ce este First Tech Challenge, de ce participăm la acest concurs și, după cum se poate vedea în imagine, am avut nevoie de un stand, evident, și acelea de pe masă sunt caietele tehnice din anii trecuți, unde le-am prezentat celor interesați ce facem noi. Dar, evident, au venit și copii, am avut și robotul la noi, pe care l-am construit la evenimentul anterior, atunci la Builder Robot in 72 Hours. Și, evident, copiii care au dorit au putut să se joace un pic cu el. Și s-au jucat? Uite, le avem aici așa asta. Da. Aceasta este a doua versiune. Poate ne spun băieții mai multe? Hai, băieții care ați dat cu o mână de ajutor la... Deci aici pe care până la sfârșitul emisiunii, Dana trebuie să ne vină cu nume, să știți. Dana, eu n-am glumit când am zis chestia asta. Da, aici, după cum puteți vedea, este cea de-a doua variantă a robotului.
Robotul era format dintr-un braț vertical care se putea învârti la 360 de grade și acesta era un prins un alt braț care se întindea în față pentru a putea ajunge la conuri și la stâlpi. Am folosit un sistem pe lanț pentru a ține cleștele vertical mereu, paralel cu pământul mereu. Așa? Atâta despre robot. Era, avea baza foarte mică pentru că se putea strecura foarte ușor prin sistemul. Și a fi cât mai... Atâta despre cea de-a doua variantă. Era foarte greu de controlat, de aceea am și schimbat la varianta aceasta, care este mult mai stabilă și merge mai bine. Ok, hai să vedem încă o fotografie aici. Va ieși ceva, ok, văd că vă dați, vă salutați cu pumnii acolo, e o chestie de bun augur, nu? Da, acesta a fost primul meci demonstrativ la care am participat în Cluj, organizat de cei de la Quantum League și în colaborare cu Absote. Aici am câștigat unul dintre meciurile jucate atunci și, după cum se poate vedea, toată lumea era foarte fericită. Ceva amintiri plăcute de acolo? Raul, Alex? Da. A fost un concurs demonstrativ destul de stresant, deoarece a venit destul de vreme în pe parcursul sezonului și roboții erau mult mai buni decât ne așteptam noi să fie până în momentul de față și robotul nostru a avut multe defecțiuni pe care nu le-am prevăzut chiar atunci, dar a fost în mare a fost chiar un concurs foarte frumos. Am reușit să ne facem să ne prietenim cu o grămadă de echipe și atmosfera pe total a fost destul de bună. Purtarea ochelarilor de protecție e obligatorie în timpul competiției? Da. Da, deoarece este pentru siguranța noastră, în caz că zboară vreo piesă din robot sau nu știu, robotul ia razna, să fim protejați. Mm-hmm. Ok. Aici unde sunteți? Asta e a treia variantă, nu? Asta e poza mai recentă. Da, asta este varianta de acum. Aici, varianta din poza aceasta este puțin anterioară, adică se ridică puțin mai puțin decât cum se ridică acum. I-am mai pus încă o pereche de la scissor lift și acum se poate ridica și mai mult. Și am schimbat și sistemul de plăci. Unde ați făcut fotografia asta? Această fotografie a fost făcută la Blaj, la meciul demonstrativ organizat de către echipa Rubix. Mm. Și văd că toată lumea are hoodies cu Code Warriors, cel care nu poartă echipamentul. Cine este? Este unul dintre mentorii echipei noastre. Bun, haideți să vorbim despre mentori atunci. Începeți cu domnul din fotografie. Dana. Da, domnul din fotografie este Alex Musteață, mentorul nostru. El este informaticianul școlii și ne ajută pe parcursul sezoanelor cu sfaturi legate de partea de programare. Bun. Și alți mentori? Da, mai este domnul profesor Marius Goșa, care ne ajută mai mult pe partea de mecanică. Și doamna Gabriela Oltean, care ne susține și ne îndrumă la fiecare pas. Bun, aici în fotografie cu cei trei mușchetari, tot acolo e făcută? Da, este tot la meciul demonstrativ organizat de către echipa Rubix. Mm-hmm. Ok. Aveți un winner certificate și un certificat de participare. Da, acesta este o fotografie de la demo-ul organizat de către Bionic Royals la Vâlcea. Aici am făcut parte din alianța câștigătoare. Care a fost cel mai bun eveniment organizat până acum la care ați participat voi? Cine? Unde v-ați simțit bine și totul a mers așa ca pe roate? Eu cred că
meciul demonstrativ care a mers cel mai bine și la care ne-am descurcat foarte, foarte bine și ne-a adus poate cea mai mare satisfacție a fost cel de la, de la Bionic Royals. Am reușit să ne împrietenim cu foarte multe echipe și am făcut parte din alianța câștigătoare, cum a spus și Dana, dar și la GIR, la GIR Maniacs în Sibiu. Am participat la demo-ul acesta săptămâna trecută și din nou l-am câștigat împreună cu echipa CSH din Timișoara. Dar dacă ne referim la un eveniment organizat de către echipa noastră, cred că unul dintre cele mai reușite a fost cel organizat în colaborare cu Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Zice Alexandra ceva. Da, la evenimentul Noaptea Cercetătorilor ne-au contactat cei de la Academia Forțelor Terestre și ne-au spus că ar vrea să facem o colaborare, să ne întâlnim. Prima dată ne-am întâlnit cu un reprezentant de-a lor pe Zoom pentru a stabili toate detaliile. Iar după am fost și la ei la Academie, unde le-am prezentat noi ce facem și evident competiția First Tech Challenge, dar ne-au prezentat și ei roboții lor și am și plănuit pe mai departe alte evenimente în colaborare cu aceștia. Alex, tu ai participat de câți ani ești în Code Warriors și la câte competiții? Acesta este al treilea sezon în care iau parte în această competiție. Ok, și unde ți-a plăcut cel mai mult? Cred că echipa fiind într-o continuă dezvoltare, fiecare sezon este tot mai bun și din punctul meu de vedere, sezonul acesta este unul dintre cele mai bune sezoane pe care le-am avut până acum. Ok, aici unde este, unde sunteți cu, aveți și cupă și din nou diplome? Aici tot la fel suntem la Gear Maniacs în Sibiu. Tot la fel o poză după ce am reușit să ajungem în alianța câștigătoare. Sorin și Eric, voi aveți microfonul închis. Vreau să aflu și niște păreri de la voi despre, eu știu, anumite momente tensionate în timpul acestor demo-uri, confruntări, cam ce, cât de mult v-a dat de bătaie de cap robotul ăsta și cât de îndemânatici ați fost voi să ieșiți din o situație așa neprevăzut. Păi, în meciuri este destul de tensionat. Situația este destul de tensionată. Ce e acest spirit de câștig care forțează să tu ai probleme, ai problemă cu internetul sau la un moment dat ai emoții? Te descurci mai bine în bătălia cu emoții, da? Altcineva care poate să-mi spună de momente, eu știu, pe care le-ați trecut cu brio? Probabil unul dintre cele mai tensionate momente pe care le-am avut a fost la acest demo de la Gear Maniacs, în care în final robotul nostru pur și simplu s-a deconectat și am pierdut, cred că, 15-20 de secunde acolo în care robotul nostru n-a făcut nimic. Dar apoi, cu ajutorul celor doi drivers, am reușit să câștigăm fără nicio problemă. Care sunt driverii în sezonul ăsta care vine? În acest sezon sunt eu driver Concombat, care nu se află aici în această seară. Dar poți să-i spui numele, că se pun. Merită. Raul este... Da, Tudor Ganea. Da, și Raul este coachul, cel care se ocupă cu pornirea robotului și schimbarea de la modul autonom la modul pentru driver când conducem noi. Și Raul mi-are treaba să se uite pe teren, să ne explice ce fac cealaltă echipe pentru strategie, cum ar trebui să procedăm, să-i facem cât mai multe puncte. Da. Dar auzi, mă gândesc la un moment dat că voi, driverii, au o tensiune
în ceea ce privește reacția robotului, dar pe, da, pe margine acolo sunt și ceilalți colegi care, nu știu, vă pot susține, vă dau sfaturi, cum decurge o bătălie asta între roboți. Alexandra, tu ai emoții acolo pe... Hai să auzim fetele, că ele la un moment dat poate, nu știu, sunt așa mai energice și vă dau cum e? În acest sezon, Dana este human player, iar eu mă ocup de galerie, să-i susțin pe băieți și să le spun în caz că, nu știu, apar modificări în alianță sau la echipele adverse, ce fac ei pentru a fi la curent și a reuși să câștigă. Mm-hmm. Și Dana, care este asul tău de mânică? Dacă tu ești personajul cheie, cel care la un moment dat unești toată echipa. Eu trebuie să pun conurile pe teren și încerc să fiu cât mai atent, astfel încât să nu se piardă timpul până se așteaptă următorul con. Aveți un deadline ca și timp? Care e timpul pe care trebuie să-l faceți ca să deveniți câștigători? Mecanicii, programatorii, hai să vedem. Timpul este de 3 minute în fiecare meci. Primele 30 de secunde sunt alocate autonomiei, iar apoi următoarele cele două, timpul rămas este alocat teleopeului. Teleope însemnând că roboții sunt controlați prin controlul de cei doi drivers. Iar autonomia este perioada autonomă în care robotul se mișcă singur, ca și cum ar avea el gândirea proprie, doar că i-am dat noi cod și i-am spus ce să facă. Și emoțiile când sunt mai mari? La început, la mijlocul competiției, spre sfârșit? Când emoțiile de obicei apar în endgame, în ultimele 30 de secunde ale jocului, în care totul este foarte rapid, totul se întâmplă extrem de rapid și trebuie să punem ca un fel de con special și să ne și parcăm și cum sunt mulți, sunt 4 roboți în teren, este totul la îngrămădeală și este foarte greu. Acolo apar... Toată lumea trebuie să dea din coate, nu? Sau cum? Cum faceți atunci ca să aveți avantaj? Robotul de anul acesta este unul destul de micuț, așa că avem loc să ne stricurăm printre roboți. Asta a fost una dintre... Cine a venit cu ideea asta? Să-l facem un pic mai micuț, să fie mai ușor de manevrat. Prima variantă a robotului era un fel de pătrat la bază, fix în limitele în care am văzut să construim și am observat că nu ne putem strecura foarte ușor printre stâlpii aceia și nici printre roboți nu putem trece foarte ușor prin mare și așa am ajuns la varianta traseului mult mai mică pentru a ne fi cât mai ușor să ne strecurăm. Bun, se apropie un eveniment, spuneați că în 2 săptămâni, nu? Alexandra, ia zi-mă, care e calendarul pentru perioada următoare la Code Warriors? Da, următorul eveniment pe care l-am organizat va avea loc luni aceasta de la ora 19. Va fi o întâlnire online, o să avem doi speakeri alumni, două fete și evident și un invitat surpriză. Dar nu vă putem spune mai multe, vă așteptăm să intrați online atunci. În cadrul acestui eveniment vom vorbi despre activitatea femeilor în STEM. Ok. Și cei care vor să participe la această întâlnire, ce trebuie să facă? Da, pot să intre la noi pe Instagram sau pe Facebook și în descrierea postării avem un link. Este pe Zoom sau pe ce platformă faceți? Da, pe Zoom. Da. Ok, deci... Mara, ne poți spune ceva și despre speakerii de anul acesta? Da, deci ne-am dorit ca acest eveniment să continue și sezonul acesta. Este un eveniment pe care fetele din echipa noastră îl organizează an de an și de data asta ne-am gândit că ar fi o idee interesantă ca speakerii să fie membri din echipă, dar sunt foști membri, adică alumnii. O avem pe Mara Drăjan, care a terminat liceul anul trecut
și care a acumulat poate mai multe informații decât noi și este pregătită să ne povestească mai multe despre experiența ei în domeniul acesta, fiind fată care studiază la o facultate într-un domeniu tehnic, care poate s-ar potrivi mai mult băieților. De asemenea, o avem și pe Denisa Dragătă, care a terminat acum 3 ani liceul la noi și a fost și ea membru al echipei. Ea a fost printre membrii fondatori și la fel ne va povesti și din experiențele pe care le-a acumulat ea și cum a fost cumva văzută de către restul oamenilor. Și avem un invitat special. Cum a spus, da. Am văzut că aveți, uite, și mi-a scăpat chestia cu să pun o fotografie acolo, dar hai să facem, să lăsăm fotografia despre evenimentul din 13 februarie. Am văzut că aveți și podcast. Da. Cine e Dinu Nistor și cum se poate vedea, se poate auzi acest podcast? Noi inițial, chiar când am început sezonul, ne-am gândit cum am putea să facem pentru a îi inspira și ajuta pe o grămadă de echipe, pentru că momentan sunt o grămadă de echipe noi în acest concurs, și am vrut să creăm o chestie prin care putem să îi ajutăm și să le dăm o mână de ajutor. Și așa că am creat acest podcast. Majoritatea membrilor care cu care am făcut episoade și cu care vor urma să facem episoade sunt foști membri din cadrul echipei noastre, adică membri alumni care au terminat liceul, dar avem și câțiva membri care sunt la profile din astea de robotică sau de mecatronică, care tot așa au o legătură oarecum cu acest concurs. Și scopul nostru cu acest podcast este, cum am spus, să ajutăm echipele noi. Acest podcast îl puteți găsi pe Instagram, avem un link pentru fiecare episod, pe YouTube, și linkul acela o să vă ducă pe YouTube și pe Spotify. Le puteți găsi sub numele de podcast. Sunt doar audio sau și video? Pe Spotify este audio, dar este audio, ok. Și audio și video. Okay. Bun. Și sezonul când începe? Sezonul a început prin septembrie, nu mai știu exact data. Și atunci s-a anunțat tema și competițiile regionale sunt acum în februarie, săptămânile acestea. Competiția națională, dacă ne calificăm, va fi în martie, pe la mijloc. Și după aceea internațională. Așa, astea sunt etapele. Sorin și Eric, voi cât de departe vreți să ajungeți anul acesta cu Code Warriors la competiție? Noi, mai departe, mergem în America la competiția internațională, dar scopul principal este să ajungem la națională. Șansele să mergem mai departe sunt mici. Merg doar 3-4 echipe în fiecare sezon în America. Colegul de lângă tine ce părere are? Ce vă lipsește ca să nu ajungeți în America? Eu cred că avem tot ce ne trebuie. Trebuie să fim determinați, să mergem acolo cu o mentalitate, să fim pregătiți să câștigăm. Adică trebuie să fim foarte tari și să învingem pe toți ca să putem avansa. Ok, hai să aflăm și părerea lui Raul și a lui Alex. Ok. Voi? Părerea noastră este că noi vrem să ajungem cel puțin până la națională, deoarece și regională este o etapă destul de grea. Sunt 90 de echipe, din care doar primele 30 se califică. Bineînțeles, ne calificăm ori pe punctajul pe care l-am scos la concursuri sau pe anumite premii, cele mai renumite de acolo fiind Think și Inspire. Dana, ție ți-e frică de Team sau de Inspire? Nu mi-este frică de niciunul. Sper să putem
lua premiul Inspire, deoarece acesta arată tot ce am reușit noi să facem în acest sezon și cred că am meritat. Bogdan? Da. Tu unde crezi că o să ajungeți în sezonul ăsta cu Code Warriors? Până unde? Cu siguranță sunt încrezător că vom atinge etapa națională și, de ce nu, putem visa și la etapa internațională, care ar fi într-adevăr o bucurie foarte mare pentru noi. Alexandra Mara? Eu mi-aș dori foarte mult să ajungem la națională prima oară, pentru că întreaga echipă a lucrat foarte mult în sezonul acesta. Ne-am axat pe toate domeniile, atât PR și 3D, mecanică și programare. Suntem foarte pregătiți și sperăm să se vadă toată munca pe care am depus-o în sezonul acesta. Uite, ne apropiem și de finalul discuției noastre. Mă gândesc să discut cu fiecare separat și la final o lăsăm pe Dana, pentru care suntem dat un răspuns. Dar nu râdeți, că și pe voi vă întreb. Așa, uite, să începem cu Eric și cu Sorin. Ce nume i-ați da robotului vostru acum? Eu cred că un nume potrivit pentru acest robot ar fi ceva legat de Caesar, nu știu, ceva, o abreviere sau, de exemplu, Caesar sau, nu știu, ceva legat okay. de... Bun, în regulă. Așa, s-a notat. Zi, Sorine. Eu nu mă prea percep cu numele, n-am nicio idee pentru nume, cum spun colegii. Păi cum l-ai alintat dacă, uite, ți-e drag și așa, și cum să-i zici, băi, roboțelule, Robi, Telu, cum îi spui? Uite așa, dacă eram acum în timpul unui concurs, tu pierdei puncte prețioase pentru Code Warriors. Chiar. Știi vorba aia, time is money. Da. Ok, hai că mergem mai departe. Da? Vrei? Uite, te mai gândești, te las înainte, te emisi înainte de data. Așa, ok, bun. Noi doi ne-am gândit la numele de Terence Pasera din Angry Birds, deoarece a doua variantă a robotului era o variantă destul de grea a robotului, deoarece avea foarte multe greutăți ca să susțină brațul. Și nu ne-am mai gândit să schimbăm numele și la acest robot și ne-am gândit să rămânem cu Terence. E o pasăre mare care, cum robotul nostru, ca și cum se ridică, se și umflă. Deci mie mi se pare numele potrivit și noi suntem de acord cu acest nume. Oh, ok. Voi doi măcar sunteți pe aceeași lungime de undă. Hai să vedem aici la Alexandra, Bogdan și Mara. Da, și noi ne-am gândit la Terence. Mi se pare un nume foarte potrivit pentru robotul nostru din acest sezon. Dar în același timp considerăm că numele nu este atât de important, ci robotul să meargă și să ajungem cât mai departe în acest concurs. Asta e chiar răspuns de PR, ci că noi trebuie să câștigăm. Asta facem noi. Indiferent cum îl cheamă, el trebuie să fie number one. Bogdan. Da. Te și tu de la fetele astea două, dacă stai acolo, e gata. Îmi place și mie numele de Terence și într-adevăr se potrivește, pentru că robotul și acum se extinde cu ajutorul Caesar Lift-ului și cred că numele va fi chiar la final, ne vom gândi, încă nu ne-am hotărât cu toții la nume. Ok, uite, ultima șansă pentru Sorin. Da, m-am gândit la numele de C-Bot, că C vine de la Caesar și Bot de la robot. Ok, uite, vezi, a fost greu. Bun. Și acum, last but not least, Dana.
Eu consider că este o alegere foarte grea pentru a găsi un nume potrivit care să se potrivească cerințelor, atât cerințelor concursului, cât și echipei noastre. De aceea n-aș vrea să mă pronunț încă și va rămâne un mister. Și o să... Da, este misterul total de la PR-ul, de la Code Warriors, nu? Ok. Eu vă urez succes, vă mulțumesc pentru minutele acordate în seara asta. Uite, am stat 40 de minute împreună. Succes la concursul și primul concurs, unde o să fie? În ce oraș? În București. În București? Ok, bine. Seară faină, spor la treabă. Să mă anunțați și pe mine când îi faceți botezul la liftulețul ăsta vostru de pe roți. Bun. Și aștept vești de la voi. Sigur că da, mulțumim. Ok, hai să-i scoatem și să-i lăsăm să se relaxeze pe cei de la Code Warriors, pe care am avut astăzi invitați la interviurile Mediaș News. O nouă ediție și săptămâna viitoare. Nu-mi rămâne decât să vă urez o seară plăcută în continuare. Dați like, subscribe pe conturile de social media, pe YouTube, pe Facebook și zilnic ne vedem și pe mirceahodurnou.ro, acolo unde vă spun ceea ce contează cu știri culturale din orașul nostru și nu numai. O seară plăcută și vă las să-i descoperiți pe cei de la Code Warriors pe pagina lor de Facebook, pentru că îi puteți găsi acolo. Chiar și uite, o să trag și eu pe ochiul la podcastul lor pe care l-au postat acum cu o zi în urmă. Nu rămâne decât să vă urez o seară faină și pe curând!